Ce credeți? În viață e mai bine să ai școală sau experiență de viață? Acum să spun ceva. Eu am cunoscut oameni în Paris care nu știa să scrie nici numele și avea sute de angajați și bani foarte mulți și trăiau viață de lux. Și când punea degetul. Bun. Și să fii analfabet mi se pare o prostie. Adică să nu ai cel puțin câteva clase elementare. Să-ți citești, să-ți scrii numele, să aduni, să împarți, să faci și să socotezi, până la urmă să socotească alții banii tăi, să-l cumpăr un măia, socotește tu câți bani am câștigat azi sau câți am pierdut azi. Deci nu e normal. Acum, că mulți suferă de chestia asta, că fac o facultate, vrea pe a doua, vrea pe a treia, dar ei în viața n-au rezat nimic. S-a dus la școală să nu fie acasă. La noi o foarte mare greșeală, chiar și părinții, să spun de ce. În Occident, în străinătate, în America, copiii de la 12, 13, 14 ani, de mici, deja sunt puși de părinți să muncească. Să facă ceva constructiv, să se bucure ei, adică, bă, vrei un ban în vacanță, te duci și muncești acolo, speli vase, mături pe jos, strângi flore din grădină, câștigi $5, €3, nu știu ce mai înțeles, adică ei să prețuiască ceea ce face. La noi, dacă tata are 50.000 de euro, tata e bogat. Eu sunt copilul cu tare, merg la școală, nu sunt fie dezvoltată de lumea, nu e nimeni ca mine, eu sunt cel mai șmecher, eu sunt... Vezi că eu sunt copilul nu știu cine. Eu n-am putut să spun așa ceva în viața mea. Fiindcă eu n-am putut să spun că, băi, vezi că eu am fost copilul lui Marțian. Cine a fost taică-tău? Un simplu șofer. Sau, bă, auzi nepotul lui Petre Roma. Sau, nu, n-am avut fițe de-astea. Am fost eu. Eu personal. Eu m-am ridicat pe forțele, pe puterile mele. Cum am putut? Cum am considerat eu că e bine? Așa am mers înainte. Chiar dacă toată lumea zicea, ești un puști, aveam 20 de ani și stăteam numai cu miniștri, cu generali, cu oameni foarte importanți, că cam cine mă cunoaște bine, cam știe cam ce am putut să fac în viața mea. Ce vă înfurie cel mai tare în viață? Prostia și răutatea. Și invidia. Și eu am un principiu, decât să merg un prost la câștig, mai bine merg cu 10 deștepți la pierdere. Păreți un tip temperamental. Intrat în fotbal acum, credeți că ați putea avea un moment de furie să ajungeți, să loviți un jucător? Ce ar trebui să facă un jucător să ajungeți acolo? Acum, cât ar fi, deci, din comun, mi se pare din aberant ajuns. De ce să? Mai bine îl bați pe un cuvăr, te poți să bați cu pumnii în viață. Nu consider că ar fi un lucru bun, eu așa consider eu, nu știu, ce ar putea să facă să întâmple o chestie de asta, nu pot să-mi dau seama. Poate să-mi dea el vă palmă, știu eu, nu știu dacă aș putea să... Mă rog, nu știu, sunt niște chestii care nu cred că să ajungă la chestii de astea. Eu consider că dacă nu avem o continuitate bună sau ne putem înțelege, ne strângem mâna la ușă și ne despărțim prietenește și... Așa văd că e cel mai corect. Ne bucurăm să ne batem. Două luni în Arad, aproximativ. Nu, nici nu știu. Uite că tu măsori timpul mai bine. Spuneți-mi o calitate a arădenilor. O calitate a arădenilor? Ce pot spune? Din ceea ce am văzut așa oameni prietenoși, cel puțin oamenii care cunosc. Că nu prea au circul până la aceea. Am fost de o martie, am luat niște flori, am fost la frizerie, m-am aranjat. Vin la stadion, sunt la Giovanni, la restaurant, cam nu pot să spun, dar din câte cunosc și câte am simt așa, oameni prietenoși, oameni buni. Cum vi se pare suporterii echipei? Suporterii sunt extraordinari, din ce îi cunosc eu până acum. Din ce am trăit eu până în momentul ăsta. Sunt, îi văd apropiați de echipă, îi văd că sunt foarte sufletiști și chiar mi-aș dori să fie și mai aproape de echipă, fiindcă merită. Adică eu am știut multe așa despre UTA, dar dacă n-am fost implicat sentimental, știi cum e. Privești lucrurile, treci pe lângă ele și rămâne doar atât. Dar acum, fiind aici, eu consider că e ca și cum e casa mea, înțelegi? Și când ai o casă, îmi place să am numai case frumoase. Eu, casele mele sunt niște case frumoase, chiar dacă e mică, chiar dacă e mare, e la fel, nu contează mărimea sau dimensiunile și așa mai departe, dar îmi place când fac ceva să fac totul precis. Și totul perfect. Care adică se dau valoare, că asta e important. Și UTA am luat-o din praf. Nu o spun eu, că o știe toată lumea.
dar cu siguranță că o să fie așa polit cu aur de 24 de carate, 100%. Care e diferența între privitorul de fotbal, care ați fost până nu de mult, și patronul de fotbal? Sigur că e diferență de la cer la pământ, adică mergi la un meci, treci meciul la intensitate, te duci, pac, fuse și trecuse. Aici, în momentul când ești implicat, ai aproape fiecare clipă din viață, te gândești cum să fac mai bine, cum să funcționez mai bine, cum să pun lucrurile în ordine. Chiar dacă trece meciul ăsta, nu pot să zic gata, sunt liniștit, am terminat, trebuie să mă gândesc la meciul celălalt. Și sigur, e o chestie care are o continuitate, o chestie care te implică fizic, psihic, sentimental, mental, toate, deci nu, e cu totul și cu totul altceva. Nu vă temeți că notorietatea pe care o câștigați prin fotbal vă poate aduce de servicii în domeniul afacerilor? Vreau să spun ceva, asta este viața. Necazuri și bucurile vin când nu te aștepți. Ce ne dați să trecem, trebuie să trecem. Vrem, nu vrem? Zice că se ferească Dumnezeu să primească omul cât poate duce. Sau răzbunarea cea mai cruntă este atunci când dușmanul tău a ajuns să înțelege că ești bun și dânsă rău. Vă pare rău de ceva de când ați venit la Arad? Dacă îmi pare rău de ceva? E o întrebare așa... Nu îmi pare rău, că dacă îmi părea... Mă gândeam că o să-mi pară rău, nu mai intram. Nu îmi pare rău de nimic. Chiar sunt fericit că sunt acum aici, sincer. Am așa o satisfacție, fiindcă tot ce am făcut până acum, am făcut cu sufletul și am făcut bine. Deci eu așa consider. Acum, sigur că poate unii oameni spun, domne, ce-a făcut ăsta, n-a făcut nimic pentru ăsta, a venit de două luni, nu știu ce. Dar eu consider că în puținul ăsta, când l-am făcut chiar foarte bine. Și l-am făcut cu sufletul. Deci nu fără niciun interes. Lăsăm la o parte toate interesele. Că m-aș gândi eu că ce-aș putea să fac din UTA sau că ce avere ar putea face mie UTA. Deci, nu, nici o secundă. Deci tot ce e făcut în momentul ăsta, eu consider că l-am făcut numai din suflet și că mi-am dorit lucrul ăsta. Sigur, am avut și momente dificile, dar nu cu reproșuri. UTA este unul dintre cele mai mari branduri pe care le are Aradu. Nu credeți că fiind patronul acestui club, relația dumneavoastră și oficialitățile locale ar trebui la un moment dat să fie da, cea care... Da, haideți să spun ceva și mai tot ne învârtim în jurul acestui discurs. Deci eu, repet, oficialitățile îs alese de oameni. Eu mă pun unde vreau eu, fiindcă vreau eu să mă pun. Nu trebuie să mă numească nimeni pe funcție sau pe linie de partid sau așa mai departe. Bun, unul la mână. Indiferent de toate greutățile care vor fi, eu o să merg înainte. În altă ordine de idei. N-am venit în Arad să fac business-uri. Chiar din punct de vedere, am deschis în România, primul business l-am deschis la Oradea. Puteam imediat, nu, să mut bobul, să mă schimb, că acum aici ce mare o să fiu eu și împărat și rege și să mă trezesc la Arad și să fac toate business-urile aici. Deci nici nu m-am gândit o secundă la vreo chestie de asta, ca să mă duc să bat sau să cerșez la ușă la autorități, să zic, domnule, eu sunt ăla, dați-mi asta, faceți-mi asta, că eu fac chestia asta. Hai Giovanni, hai mă. Deci nici măcar o secundă. Eu, repet, am venit cu suflet, am venit niște oameni extraordinari, chiar dacă el este italian, partenerul Giovanni e italian, e un om extra, n-am întâlnit români, cu toate că am zis, bă, italienii îs șmecheri, îs ca noi românii. Ar trebui să fie câteva clase peste noi, normal, că ei au inventat șmecheria, că se știe, nu? Dar e un om extraordinar, față de mine a fost corect și eu sper să avem același raport și în continuare. Dacă priviți în perspectivă, unde vedeți UTA peste 3 ani? Păi vrei să spun ceva acum? Ar trebui să fiu un prost, să spun că mi-ar dori să văd pe UTA măcar în Europa League, să nu zic în Champions League. Dar trebuie să fiu și realist, fiindcă sunt mulți pași de făcut. Și eu, împreună cu acest om care a venit la voi în Arad, el e un străin, și eu sunt tot un străin, dar eu sunt un străin de oraș, sunt român, iar domnul Giovanni, fiind italian și venind aici, a încercat să facă ceva pentru... Că românii și bogătași de aici, și oamenii cu bani și avuții, n-au făcut nimic. Până la urmă au dus-o în groapă.
Acest om, din puținul lui, a încercat să mențină acest club la un anumit standard, la un nivel. Cât a putut, cât s-a putut. Când a putut, omul a spus, adică am ajuns să nu mai pot. Și am, în conjunctura asta, am ajuns eu aici. Dar, sigur că da, îmi doresc foarte mult să facem performanță. Și nici nu se încape. Am spus că la mine că vreau promovarea, cu toate că nimeni nu ne-a dat șanse, nimeni nu credea. Și eu îți spun și acum cred că avem șanse. Eu cred. Nu că acum suntem 100%, dar șanse avem. Totul depinde de noi acum, totul este în mâinile noastre. Deci acum să dau vina pe arbitri, să dau vina pe... Băi, noi suntem atâtea goluri să poată anul arbitri, că ar fi foarte bine. Dar noi trebuie să muncim ca să putem face ceva. Fără muncă nu se poate face nimic. De ce străini și noi domnii? Adică? Jucători pe care îi aduceți. Domnule, am avut oferte de jucători români liber de contract, am discutat cu ei, totul a fost ok, mai mincinoși ca românii n-ai văzut. Așa spun în aeroport că vin. Trimiteam așa în aeroport, după două ore trimiteam, nu mai vin, că m-am răzgândit. Vreți ce să dau nume, n-are rost, că îi fac de rușine. N-are importanță. Și alții, și alții. A jucător care putea să vină aici, care ne-a fost propus nouă, nu dau nici la jucătorul ăsta numele, preferă să stea nici pe banca de rezerve, să facă doar antrenamente, că el este în prima divizie, dar nu joacă. Deci el decât să joace la o echipă care are pretenții de promovare, care el, ca jucător, trebuie să demonstreze că e fotbalist, nu? Păi tu poți să demonstrezi că faci o diferență, te văd oamenii, te vede impresarii, tu dai dovadă că ești un... Haideți. Că dai dovadă că ești un jucător. Păi dacă tu stai numai la antrenamente și nu te folosește nimeni, ce jucător ești tu? Ce valoare ai tu? Eu sunt marțian, sunt cel mai șmecher, dar nu mă bagă nimeni în seamă. Păi ca să-mi bate să vină, vină la mine, vină la mine, treacă unul de altul de tine, înțelegi, ca să... Și eu trebuie să merg undeva, până la urmă să decid, bă, la cine merg? Joc la Giovanni. Bă, joc la Giovanni. Nu contează că Giovanni e mai jos, dar joc. Demonstrez că sunt bun, sunt marțian. Băi, Giovanni, spăl vase la tine la restaurant. Bă, spăl vasele bine, Giovanni. El îmi spune, băi, le spăla bine, marțian. Nu le spăla bine, nu te supăra, pupă Dorin. Deci sunt niște chestii care oamenii nu văd lucrurile așa. Ei au impresia că-s vedete, ei au impresia că nu-i nimeni ca ei, ei au impresia că-s cel mai jucător de fotbal. Și asta este românul. Caracter, zero, minciună, caracter, dar mai poate să te și trădează, să mai te și vândă și de rezolvat. Ce v-ar putea face să renunțați la acest proiect? Deci ți-am mai spus, pun niște întrebări copilărești. Nu mă poate face nimic să renunț. Deci și dacă știu că mergem în genunchi, mergem înainte. Deci de renunțat nicio secundă. Dacă nu a renunțat acest om care e de 4 ani cu clubul în mână și l-a tras după el cum a putut și nu s-a lăsat bătut, acum ar fi culmea ca să renunț eu care sunt român. Vă mulțumesc. O zi bună.